Vorbește de foarte multe ori Domnul Hristos în pericopele evanghelice despre împărăția cerurilor. Nu știm cum va arăta împărăția cerurilor. Nu avem într-o imagine clară, stilizată. Nu știm dacă vom ajunge sau nu să ne bucurăm în împărăția lui Dumnezeu. Dar știm care este calea spre împărăția lui Dumnezeu. Iar o condiție esențială pentru a călători pe drumul corect și pentru a avea nădejde că putem să accesăm această împărăție a lui Dumnezeu este o condiție sine qua non a mântuirii, și anume iertarea. Sfântul Apostol Petru îl întreabă pe Mântuitorul: Doamne, dacă îmi va greși fratele meu, aproapele meu, cunoscutul meu, cel din familia mea, pentru că știm că Petru era și căsătorit, oare de câte ori să-l iert? Ce întrebare, dragii mei, capitală! Iată, și Sfântul Petru a avut această frământare, poate și noi, în zilele noastre. De câte ori, Doamne, să-l iert pe cel din casa mea care îmi mănâncă zilele în fiecare zi, îmi distruge bucuria și viața? Poate de multe ori ne trezim gândind măcar așa, că nu mai suportăm și cât să iertăm la nesfârșit. Și Petru îl întreabă, oare de 7 ori este suficient? 7, știm simbolistica în legea veche, 7 era o cifră cu anumită însemnătate, cu anumită greutate. Iar Domnul Hristos îi dă un răspuns la care cred că Petru nu s-a așteptat. Nu, Petre, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. De 70 de ori câte 7, dacă ar fi să fim scuprinși de acest duh al contabilității și să socotim, ar însemna ca într-o zi cineva să ne greșească de 490 de ori. Greu de crezut că cineva poate să greșească într-atât, dar noi oamenii suntem în stare de orice. Dar Domnul Hristos vrea să sublinieze lui Petru, celor de acolo și nouă prin Evanghelia de astăzi, că a ierta nu este cu socoată. Nu calculezi, nu numeri. Ierți în permanență. Ierți în fiecare zi. Ierți pentru că iertare este un dat existențial al umanității, al sufletelor. Pornind de la acest dialog, iată, Domnul Hristos relatează această pildă admirabilă pe care ați auzit-o și dumneavoastră. Un om bogat își face socoteala cu datornicii. Și vine înaintea sa un om care avea o datorie, o slugă, o datorie foarte mare. 10.000 de talanți. Desigur, nu avea să-i plătească și cade în genunchi și îl roagă pe stăpân: fii bun, mai îngăduiește-mă. Nu-i cere să-l ierte datoria. Nu-i cere să-i șteargă sau să-i diminueze din valoarea datoriei pe care o avea. Ci îi cere doar să-l mai amâne. Nu am astăzi, dar săptămâna viitoare îți voi da tot ceea ce îți datorez. Poate și noi ne găsim în astfel de situații în care datorăm ceva cuiva, nu avem de unde să dăm înapoi banii, dar îl sunăm sau îl rugăm să ne mai amâne, să ne mai păsuiască. Dar Domnul Iisus, vrând să sublinieze măreția și dragostea și lucrarea învățăturii noi pe care o propovăduiește, spune că stăpânul nu l-a păsuit, i-a spus: lasă că-mi dai când ai sau săptămâna viitoare. Și ne spune Evanghelia că stăpânul i-a iertat datoria. I-a șters-o. Mergi în pace, du-te la casa ta. Nu mai ai să-mi dai absolut nimic. Iată ce situație copleșitoare. Ca și cum noi ne-am trezit astăzi, care suntem atât de angrenați în spectrul acesta social, ne-am trezit cu un telefon de la bancă în care să ni se spună că tot creditul pe care îl datorăm, de mai mare sau mai mic, 10.000 sau 100.000 de euro, ni s-a anulat printr-o bună voință a cuiva și nu mai avem nicio datorie. Vă imaginați că este posibil așa ceva? Desigur, în zilele noastre și în societatea în care trăim, puțin probabil. Dar lucrarea lui Dumnezeu este mare.
Și planul în care Mântuitorul Iisus Hristos relatează această Evanghelie este unul sufletesc. Domnul Hristos folosește imaginea banului pentru a înțelege valoarea. Nimeni nu ne iartă de bani niciodată. Și știm lucrul acesta. Nici autoritățile, nici viața în general. Ceea ce ești dator trebuie să plătești. Intenționat Domnul folosește această comparație a sumelor de bani pentru a ne aduce pe noi și pe cei din vremea sa într-o realitate imediată a valoarei și a faptei. Omul iertat de o sumă foarte mare pleacă spre casă și se întâlnește pe drum cu un alt om, slujitor tot ca și el, care îi datora 100 de dinari. O sumă infimă, 10 lei, cum ar veni astăzi să spunem. Și copleșit de bucuria pe care o făcuse stăpânul, în loc să se comporte la fel, îl ia de gât pe cel care datora și îi spune să-i dea datoria, ba mai mult îl și reclamă la autorități să-l arunce în temniță. Ce tablou, dragii mei, este în Evanghelia de astăzi. Domnul Hristos, în înțelepciunea sa dumnezeiască, cum a putut să relateze astfel de imagini în care să ne identificăm noi oamenii, iată, după 2000 de ani. Desigur că Evanghelia are un amănunt deosebit, că oamenii ceilalți, văzând cum se comportă cel care fusese iertat, s-au dus și au spus stăpânului: iată, cel pe care tu l-ai iertat, uită-te cum s-a comportat cu celălalt. Iar stăpânul l-a rechemat și a spus: oare nu se cuvenea și tu să-l ierți pe celălalt pentru gestul pe care l-am făcut eu pentru tine? Cât de neomenos pot să fii, câtă lipsă de empatie, câtă lipsă de firesc și de normalitate poate să se lășuiască în sufletul tău. Pentru cum te-ai comportat, nu-ți mai iert datoria, ci te voi băga în temniță și vei lucra pentru mine până vei plăti tot ceea ce aveai de plătit. Iată, dragii mei, așa cum spuneam, un tablou emoționant al relațiilor dintre noi oamenii. Ce vrea Domnul Hristos să spună prin Evanghelia de astăzi? Că iertarea pe care trebuie să ne-o dăm unii altora este o condiție esențială la a conviețui în pace și în bună înțelegere. Vedem și noi oamenii cât sunt de închistați și încordați sufletește, închiși sufletește. Oamenii nu pot să ierte. Este greu să ierți. Este foarte greu să ierți, este și mai greu, așa cum circulă în poporul nostru o vorbă: iert, dar nu uit. Este și mai greu să uiți. Este și mai greu să faci la rândul tău un bine celui care ți-a făcut rău. Nu este ușor. Însă este dumnezeiește să ierți. Iar dacă noi cei care astăzi suntem aici în minunata noastră curte a bisericii și ne-am rugat împreună la Sfânta Liturghie și credem în puterea de iertare a lui Hristos, așa de frumoase sunt rugăciunile pe care noi le citim în taină în timpul Sfintei Liturghii, care sunt brăzdate de acest fior al iertării. Nu este rugăciune pe care noi să o citim la altar care să nu aibă subliniat acest fenomen al iertării. Doamne, iartă-mă și ajută-mă să săvârșești jertfa cea fără de sânge. Milostivește-te, Doamne, și ne iartă pe noi și poporul ce stă înainte. Toate au în centru iertarea pe care Dumnezeu trebuie să ne-o dea nouă. Acum câteva minute cu toții am mărturisit și am rostit Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, Doamne, păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Toți astăzi am mărturisit și am spus lui Dumnezeu: Doamne, să mă ierți doar dacă și eu iert la rândul meu. Iată reciprocitatea și autocondiția pe care ne-o punem fiecare în această dimensiune a iertării. M-ar durea inima să știu că astăzi, din curtea noastră a bisericii, va pleca cineva care a mărturisit împreună cu noi toți ca Dumnezeu să-l ierte doar dacă iartă și ar ajunge astăzi acasă și nu va putea să-și ierte pe cineva cu care este supărat sau cu care se va supăra astăzi.
ar fi un nonsens al mărturisirii și al vieții noastre creștine. Și ne întâlnim, și poate și dumneavoastră întâlniți în viața de zi cu zi, oameni care iartă greu, oameni care nu iartă deloc. Vă vine să credeți că sunt oameni în lumea aceasta care nu și-au cerut iertare niciodată. Ce dramă și ce suflet împovărat să porți această greutate a vieții. Pentru că cu toții greșim. Nu există om care să nu greșească. Și știm cu toții, dacă ne raportăm la relațiile noastre de familie în fiecare zi, știm că ne certăm din nimicuri de cele mai multe ori. Poate ne culcăm seara supărați unii pe alții. Ce dramă existențială! Poate nu apucăm sau din orgoliu și din mândrie nu ne cerem iertare. Ieși afară din casă, știi că ai greșit și în loc după 5 minute să intri și să spui te rog să mă ierți că am fost supărat sau nervos, ții în tine pentru că orgoliu și mândria hrănite în mintea ta, în care tu ai o părere extrem de bună despre tine, acest orgoliu nu te lasă să-ți ceri iertare. Dar ne pică bine când altcineva vine să-și ceară iertare la noi. Ne crește inima și suntem atât de îndreptățiți când cineva vine să se umilească și să se smerească în fața noastră. Dar iertarea, dragii mei, iată așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi, este un semn al firescului și al omeniei. Să-ți ceri iertare și când nu ești vinovat. Este semnul că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, se pogoară în inima ta și se lășluiește în inima ta. Să ierți din adâncul inimii. Să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute să ierți. Și există în memoriile Mitropolitului Bartolomeu un fragment minunat în care călugăr fiind, după ce a fost bătut o noapte întreagă la securitate, este târât și adus și pus în patul din celulă. Și amorțit, disperat, începe să se roage. Și cu lacrimi în ochi, știind învățătura pe care toți o știm, începe să se roage pentru cei care l-au bătut, ca Dumnezeu să ierte. Și are un moment de străfulgerare și se întreabă pe sine însuși, oare acum mă rog ca Dumnezeu să ierte pentru că eu i-am iertat din adâncul ființei mele? Sau mă rog ca Dumnezeu să ierte pentru că așa știu că trebuie? Este o diferență de nuanță foarte sensibilă. Desigur, știm că trebuie să iertăm, dar să te rogi din adâncul sufletului și să-L ierți din adâncul sufletului pe celălalt, să știți că este un dar dumnezeiesc. Nu putem să iertăm atât de ușor tot timpul, dar să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea această putere și acest dar de a ierta. A ierta înseamnă să nu mai vezi răul în viața și în sufletul celuilalt. Să treci peste neputințele lui. Să treci peste ceea ce nu știe și peste opacitatea lui. Așa cum spunea atât de frumos Savatie Baștovoi, un prolific scriitor contemporan, că noi am vrea totdeauna ca celălalt să fie ca la carte, impecabil, să nu greșească, să fie fără de cusur. Doar pentru noi înșine avem anumite îngăduințe și anumite atribuții prin care noi ne vedem oarecum superior celuilalt. Să nu așteptăm ca celălalt să fie ca la carte, ci noi să fim ca la carte, ca la cartea Evangheliei. Iar Evanghelia ne spune astăzi că trebuie să iertăm fără de măsură. Să iertăm în fiecare zi. Pentru ca Dumnezeu să ne ierte și la rândul Său și El nouă păcatele și toate greșelile. Ce frumos și eliberator este acest sentiment al iertării. Poate l-ați experimentat sau experimentați-l de fiecare dată când puteți. Când cineva vă greșește, faceți-vă că nici nu ați văzut. Treceți peste. Știu că e greu. Este foarte greu. Dar spuneți o rugăciune în inima și în gândul dumneavoastră și veți vedea cât de ușor va trece. Oamenii se ceartă și ajung să aibă conflicte doar pentru faptul că nu se pot ierta și nu se pot îngădui unii cu alții. Așa cum există o vorbă la noi în popor, nu mă mai sfăgesc cu nimeni, că nu știu dacă mai am vreme să mă împac. Iată de ce este foarte important ca să nu apună, cum spune psalmistul, să nu apune soarele peste noi,
supărați pe cineva. Dacă cumva, tu fiind supărat cu cineva care ți-a cerut iertare și tu nu ai vrut să-l ierți și afli că ieri a murit, oare cum îți este sufletul când știi că a plecat pe lumea cealaltă fiind într-un conflict prostesc de multe ori, din orgolii și din mândrii? De aceea este eminamente necesar, dragii mei, să fim cu această iertare, chiar dacă ne încertăm, chiar dacă ne supărăm, să nu apună soarele peste noi până să nu ne cerem iertare și să ne împăcăm. Nu contează dacă celălalt te iartă sau nu. De multe ori mi se întâmplă să îi îndemnăm pe oamenii cu care ne întâlnim în scaunul spovedaniei. Și oamenii mărturisesc că sunt supărați, frați cu frați, cu părinți, cu rude. Și îndemnăm din toată inima, mergeți și împăcați-vă. Dați-le un telefon, cereți-vă iertare, scrieți-le un mesaj. Dar părinte nu vrea să-mi răspundă. Nu contează. Tu ți-ai făcut datoria ta. Și el poate în sinea lui te va ierta și îți va scrie peste o zi, două sau trei. Iată această reciprocitate a iertării, pentru că iertând îl determin pe celălalt ca să ierte. Iubind îl determin pe celălalt ca să iubească. Binele, așa cum spuneam, binele naște bine, dragostea naște dragoste și din păcate răutatea naște răutate. Lipsa putinței de a ierta naște suflete împietrite și îndârjite, lipsite de putința de a ierta. Cum le putem vorbi copiilor noștri despre iertare când ei ne văd pe noi că nu ne putem ierta unii pe alții? Când tu în casa ta vorbești cu atâta dușmănie și cu atâta ciudă față de cineva pe care nu poți să-l ierți. Și copiii noștri vor fi neiertători la rândul nostru. Noi le suntem pildă și iertarea pe care o propovăduim și mai mult decât atât, iertarea pe care o trăim trebuie să fie o realitate a vieții și a casei noastre. Cred că v-am mai spus, cu siguranță cred că v-am mai amintit acum câteva vreme, acum câțiva ani, despre un episod minunat din literatura universală, dar îl reiau foarte pe scurt pentru că este admirabil vis-a-vis de această putere a iertării. Este vorba de celebrul roman, de celebra scriere a lui Victor Hugo, Mizerabili, în care minunatul episcop Myriel găjduiește în casa sa pe Jean Valjean, un ocnaș evadat. Nimeni nu a vrut să-l primească, ci doar episcopul atât de bun la suflet, care trăia Evanghelia în deplinătatea ființei sale. Îl găzduiește, îi dă să mănânce, îi dă patul său să-l culce și ocnașul îi fură sfeșnicile de argint și dispare în noapte. Este prins de poliție și a doua zi episcopul este chemat ca să-și recupereze lucrurile și să facă așa cum se întâmplă și în zilele noastre, o petiție, o reclamație împotriva celui care le furase. Episcopul se duce și le spune, nu mi le-a furat, ci eu i le-am dăruit. Episcopul a mințit. Jean Valjean i le furase, dar a mizat pe această iertare pe care nici măcar nu i-o ceruse. L-a iertat pentru că el era un om plin de dragoste. Era un om al lui Dumnezeu care trăia și înțelegea cuvântul evanghelic. Atât de mișcat a fost acest ocnaș, acest borfaș, acest om de nimic. Atât de mișcat a fost de gestul episcopului, că l-a iertat fără să-i ceară, încât toată viața sa a avut în imagine chipul acestui om minunat, care i-a schimbat radical viața. A devenit unul din cei mai mari filantropi și unul din oamenii importanți din istoria contemporană a sa. Iată de ce v-am spus lucrul acesta, de ce le-am reamintit. Pentru a înțelege că binele și iertarea pe care o faci, iată cum naște și poate să schimbe suflete extrem de rănite. Nu contează și noi nu facem bine și nu iertăm pentru că celălalt merită, ci iertăm pentru dragostea pe care o purtăm în inima noastră și pentru ceea ce știm noi că trebuie ca Dumnezeu să-și reverse la rândul Său iertarea asupra noastră. Ce frumoasă rugăciune spunea unul din căpitanii Ioanei d'Arc, secolul 15, la Hir, spunea atât de frumos, Doamne, poartă-te cu mine așa cum m-aș purta eu cu tine, dacă tu ai fi în locul meu,
și eu aș fi în locul tău. Oare cum s-ar ne-am purta noi, dragii mei, dacă am fi în locul lui Dumnezeu? Cel care iartă la nesfârșit. Toți care suntem astăzi aici, să știți că toți am fost iertați la un moment dat pentru ceva de către Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne cere și nici nu ne reproșează, nu ne cere să facem nimic deosebit, ci doar să iertăm la rândul nostru. Iată frumusețea Evangheliei de astăzi și m-aș bucura ca în urma acestei Evanghelii pe care am ascultat-o și am trăit-o împreună astăzi la Sfânta Liturghie, măcar un pic în sufletul nostru să se decongestioneze această neputință a iertării. Să devenim mai ușor iertători. Să devenim mai zâmbitori. Așa cum spuneam, să trecem peste neputințele și asperitățile celuilalt. Să ne facem că nici nu-i vedem căderile. Să răspândim lumină, bucurie și iertare. Poate sună pompos acest cuvânt, iertare. Poate sună admirativ, dar este o stare harică, atât de frumoasă și atât de binecuvântată. Doar cei care ați experimentat acest lucru al iertării, această stare a iertării, știți ce bine te simți când știi că cineva te-a iertat. Iar Bunul Dumnezeu, să știți că ne iartă în fiecare zi și în fiecare seară. El își revarsă dragostea și binecuvântarea peste fiecare dintre noi, fără ca noi să o cerem. Faptul că suntem sănătoși, faptul că încă în sufletul nostru licărește un pic de credință, așa cum suntem, șchiopi sufletește, mai cădem, ne mai ridicăm. Faptul că dumneavoastră vă păstrați acest tempo sufletesc, faptul că veniți duminică de duminică să ne rugăm, poate rușinați de multe ori, copleșiți de griji și de necazuri, copleșiți de neputințele noastre, de neputința de a ne ierta unii pe alții, dar faptul că încă mergem pe această cale este semnul că încă Dumnezeu ne iubește și își revarsă dragostea peste fiecare dintre noi. Amin.